următoarele zile vor fi frumoase, cu o vreme de toamnă caldă, chiar dacă diminețile vor fi friguroase și cu ceață. Soarele împarte cerul cu norii, care abia spre seară scutură și câțiva strop de ploaie, iar vântul nu creează probleme. Joi, temperaturile amiezii vor fi cele mai potrivite pentru luna octombrie. Dimineața poate să fie puțină ceață, apoi își face apariția soarele. Vântul nu are nicio adiere, iar la amiază mercurul din termometre urcă spre 21 de grade Celsius la Giurgiu, cam cât ar trebui la această dată. Joi, în Bolintin se vor înregistra 20 de grade, în Mihăileș 19, în Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana 21, iar la Giurgiu 22. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția sud-est, presiunea atmosferică va fi de 770 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 2,8 cm, cota probabilă 62 de cm, umiditatea aerului va fi de 73%.